Incidentele la secțiile de votare sunt în forță. 7 secții au fost închise în județul Buzău. În iureșul electoral a dus la tipărirea greșită a buletinelor de vot. Numele consilierilor au fost trecute la secțiunea pentru primar și invers, spun sursele oficiale. Buletinele au fost date la retipărit, iar apoi procesul de vot a fost reluat. Însă alegătorii au fost ținuți în loc, iar aglomerația ulterioară nu a întârziat să apară. Procesul de votare a fost reluat cu o întârziere de aproape 5 ore după retipărirea a 16.400 de buletine de vot. De altfel, în Timiș, un bărbat a primit 5 buletine în loc de 3. Incidentul a făcut ca procesul electoral să fie oprit 25 de minute până la lămurirea situației. Poliția Timiș a deschis un dosar de cercetare.